Bună ziua! Salut! Ce facem, doamna Andreea? Uite, ne apucăm de treabă serioasă. Am fost în piață și am cumpărat legumele pe care nu le am și, din păcate, nu mi s-au făcut la noi în grădina noastră. Ardei? Vine-te! Castraveți am avut, dar am avut prea puțini, am mai cumpărat și castraveți. Foarte rău le-au mers la ardeii noștri și toți sunt așa cu boală din asta sau ce-o fi, s-au mâncat de melci, încă nici nu a început să se înroșească, ăsta cred că e cel mai roșu dintre toți. Asta e recolta noastră de anul ăsta de vinete, gogoșari și capia. Capia, da. E foarte descurajator să îți pui tu în grădină și vinete și ardei și de tătie și să trebuiască când vine toamna să mergi să-ți cumperi. Dar nu cred că ne dăm bătuță, așa, dragă? Nu, că și la anul... La anul vom încerca din nou. Niciun an nu e ca și celălalt, unii ani sunt mai ploioși, alții mai secetoși. Și am schimbat locația grădinii, dar, na, fiecare avem părere diferită. De ce crezi că nu a mers anul ăsta legumele noastre? Că e foarte posibil să fi luat răsaduri dintr-o sursă îndoielnică. Așa. Pentru că dacă nu cumperi răsaduri bune, de calitate, e clar că nu o să meargă bine. Cu ce vrei să încep? Cu vinete sau cu ardei? Păi lasă-le, că eu mă ocup de ardei și tu de vinete. Nu, că eu mă ocup de editat videoclipuri. Le spălăm bine, bine de tot cocoșarii și pregătim pentru a-i tăia în bucăți mai mici și apoi îi băgăm prin mașina de tocat. Și vom face o pastă de ardei pe care o punem la final în borcane. Pasta asta de ardei eu o folosesc aproape la orice mâncare. O folosesc în loc de boia. Îmi place pentru că dă un gust foarte bun mâncării. După ce ne-am spălat bine ardeii, trebuie să-i curățăm, să scoatem partea verde și sâmburii. Apoi feliem puțin și a venit și ajutorul meu preferat să mă ajute și vom face treaba mult mai repede. Așa-i, Victor? Da. Bun, acum poți să-l pornești. Doamne, că lung a fost ziua asta. Atât am reușit să facem. Sticluțele astea am făcut un ketchup. Foarte bine miroase. Cred că o să fie foarte bun. Da, miroase extraordinar. Anul trecut am făcut exact aceeași rețetă. E foarte simplu de făcut. Ardeii spălăm, îi curățăm, scoatem sâmburii, îi tăiem, îi dăm prin mașina de tocat. Îi punem în oală cu ulei și îi lăsăm să fiarbă acolo. Anul trecut a fost super rapid pentru că ardeii aveau mai multă fibră, nu era atâta zeamă în ei. Și foarte repede s-o fiert și pasta era pastă, nu era zeamă. În schimb, acum am fiert deja 4 ore pe pasta asta și tă zeamă-i. Asta e diferența dintre ce e a tău și ce e a altuia. Acum nu zic eu că din piață i-am cumpărat și poate că i-au crescut natural, dar iată că anul trecut au mers mai bine. Din păcate anul ăsta n-am avut noi ardei, nu ni s-au făcut. Anul viitor, că așa merge, tot din 2 în 2 ani. După aia suntem pe buieci, așa că trebuie să ne mulțumim cu... din 2 în 2 ani. Ne facem conserve tot pe 2 ani, știi? Am reușit să
fierbă compoziția de pastă de ardei foarte bine. Tot ce mi-a rămas de făcut e să le pun în borcane. Apoi le voi pune la dustulit într-o oală cu apă și mai am vinetele. Și nu mai am ajutor astăzi. Am ajuns și la capitolul vinete. Vinete coapte. Ca să pot lucra mai ușor cu vinetele, mi-am luat niște mănuși de protecție, îs cumpărate de la Lidl și sunt extraordinar de bune pentru că nu mai simt temperatura ridicată. Și atunci iau vinetele cu ușurință și le întorc. Dragii noștri, acesta a fost video de azi. Sperăm că și de data asta v-am inspirat sau ajutat. Noi am avut foarte multă treabă și din cauza aceasta poate că video a fost puțin mai haotic. Oricum, noi vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm și data viitoare.